Am și motive personale să fiu alături de domnul Bahonski în momentul ăsta, pentru că s-a întâmplat să-l urmăresc încă de tânăr, când și eu eram relativ tânăr. Una din primele scene pe care le-am în minte este coborârea lui din Casa Scânteiei, unde lucra pe vremea aia, Ministerul Culturii, unde îl invitasem să preia un departament de cultură religioasă de la Ministerul Culturii. Și când au venit minerii, l-am văzut coborând în arenă, gata să încaseze. Dar era vădit că vrea să încaseze. Era decis. Era disponibil. Nu vrea să rateze momentul. De la acest episod atât de spontan, până la calitatea diplomatică pe care a acumulat-o între timp, trecând printr-o carieră diplomatică deja stabilă și culminând cu postul de ministru externe, e o traiectorie care are în sine un haz și un firesc și o consistență a ei. Sunt alături de el și pentru că ne leagă prietenia comună pentru un mare artist care a dispărut, Horia Bernea, cu care Teodor Bahonski a scris o carte foarte frumoasă despre Roma. Mă leagă de el și colaborarea lui îndelungată la revista Dilema, cu o rubrică pe care a trebuit să o abandoneze datorită funcției lui oficiale. Așa că nu pot decât să-i doresc succes, chiar dacă știu că nu îi pot garanta. Noi avem o țară grea, o patrie grea, care succes nu e chiar așa la fel. Nu se știe niciodată. Dar, în orice caz, el are și el și cartea aceasta, are votul meu și pentru că am vorbit de transcendență, aș adăuga în amintirea unei prietenii care ne leagă, că sunt sigur că și Horia Bernea ai și votul. Vă mulțumesc.